Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la emisiunea România Votează, o emisiune în care ne vom revedea în timpul campaniei electorale pentru cu principalii candidați ai formațiunilor politice intrase în cursa electorală pentru Parlamentul României. În emisiunea de astăzi îi avem ca invitați pe domnul Laurențiu Dulamă, președinte al Partidului Mișcarea Populară Neamț și vicepreședinte al Consiliului Județean, și pe domnul inginer Dorin Antal, prim-vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară și candidat pe locul întâi la Senatul României. Am uitat să spun de domnul Dulamă că și dumnealui se află pe poziția întâi pe listele PMP-ului la Camera Deputaților. Bună ziua și bine ați venit la Roman 24, domnii mei. Bună ziua telespectatorilor romașcani și a comunelor arondate municipiului Roman. Dar mulțumim și a celor din diaspora, că noi suntem văzuți în întreaga lume. Poate în primul rând pentru cei din diaspora care sunt la o distanță mai mare decât cei din jurul Romanului, și pe care întotdeauna i-am simțit aproape de noi. Și mulțumim pentru invitația făcută. Suntem pentru, eu cel puțin, sunt pentru prima oară în studioul dumneavoastră. În schimb, noi de mai multe ori în studioul dumneavoastră, adică la sediul partidului din Piatra Neamț, și la alegerile locale și la cele de acum, am transmis în direct conferințele de presă. A fost de două ori domnul președinte Traian Băsescu la dumneavoastră la Neamț. Noi am fost prezenți, am transmis în direct, am avut mii de vizualizări la această emisiune. Îl așteptăm pe domnul președinte și acum, și din câte ne povestea dumneavoastră pe la conferințe de presă, s-ar putea să vină în județul Neamț și chiar la Roman. De ce nu la Roman? În județul Roman. Vreau să vă spun că vă mulțumesc în primul rând pentru că sunteți alături de Partidul Mișcarea Populară, pentru că suntem un partid relativ tânăr. Suntem singurul partid de dreapta care a mai rămas pe scena politică românească și pe scena politică județeană. Și pot să vă asigur că la ultima conferință națională care am avut-o la București, cu ocazia lansării candidaților, unde a fost prezent și colegul meu Dorin Antal, președintele Băsescu a spus răspicat clar că nu voi sta pe scaun în București, chiar dacă candidez pe locul 1 la Senat, voi merge în țară să mă întâlnesc cu oamenii și cu alegătorii. Și noi îl așteptăm și ne-am, și așa cum spuneați, de ce nu la Roma? Cu siguranță, da. Când vom avea data exactă, vom anunța toți telespectatorii dumneavoastră, atât online cât și cei care ne privesc, băsiști adevărați să vină să vorbească cu Traian Băsescu. Se pare că Roman, în ciuda faptului că și-a schimbat culoarea politică orașului, mai sunt suficienți băsiști, de vreme ce la ceremonia de lansare a candidaților de săptămâna trecută, pe care noi de asemenea am transmis-o în direct, numai în timpul transmisiei acelea am avut peste 1000 de vizualizări în direct. Domnul Antal s-a uitat pe... Asta înseamnă că interesul este extrem de mare și că această transmitere în timp real adună mii de vizualizări a celor interesați să vadă lansarea respectivă. De altfel, la asta se adaugă alte vizualizări, pentru că ele mai sunt odată urcate pe YouTube și pe site-ul nostru. Deci, pe trei canale se uită și făcute împreună înseamnă mii de vizualizări a unui eveniment. Foarte bine, și am apreciat tot timpul la dumneavoastră imparțialitatea și purul adevăr, pentru că să știți că candidații Partidului Mișcarea Populară și președintele Traian Băsescu, nu, prin ceea ce am spus și vom spune în continuare, nu vrem decât să schimbăm clasa politică și să îi facem pe cei nehotărâți și pe păsiști adevărați să ni se alăture proiectului început de Traian Băsescu. Haideți un pic să trecem concret, pentru că emisiunile acestei electorale nu au decât 30 de minute, să trecem concret la dezbaterea proiectului dumneavoastră, programului electoral PMP în general și al PMP Neamț în special.
Da, am să vă spun și am să încep, bineînțeles, cu proiectul de țară a Partidului Mișcarea Populară și vreau să spun pentru toți cei care ne privești, probabil ne vor urmări și în zilele următoare, că Partidul Mișcarea Populară este singurul partid din România care are ca obiectiv de țară unirea Basarabiei cu România. Suntem singurul partid a căror parlamentari au depus deja în Parlamentul României un proiect de lege privind unirea Basarabiei cu România într-un timp relativ scurt. Președintele Traian Băsescu chiar a punctat la conferința de lansare a candidaților Partidului Mișcarea Populară la nivel național că unirea se va face. Așa cum știți și ați văzut, președintele Traian Băsescu are dublă cetățenie și cu siguranță duminică va merge și va vota pentru ca Basarabia să-și îndrepte porțile spre Europa de vest și nu spre partea răsăriteană și sperăm cu toții ca toți cei care ne privesc și au puterea și posibilitatea de a merge să voteze, să meargă să o facă, pentru că unirea Basarabiei cu România este benefică ambelor state și reîntregirea sperăm noi, poate, în 2018, când se împlinesc. Apropo de asta, domnule prim-vicepreședinte Dorin Antal... Vă corectez, doamna profesor. Sper că, prima dată dați-mi voie să vă salut pe dumneavoastră. Da. Sper că romașcanii n-au uitat încât sunteți și un... Pe lângă faptul că sunteți un om de presă foarte bun, sunteți și profesor de limbă și literatură română și franceză, da? Secundar. Ok. Mă simt onorat să mă aflu aici la dumneavoastră acasă. Vă rog. Nu vreau și să vă că întreb. Nu sunt prim-vicepreședinte aici. Al PMP Neamț. Sunt doar vicepreședinte. Vicepreședinte. Nu, dar undeva am văzut prim-vicepreședinte. Nu Dorin Antal. Da. Ok. Bun, deci vicepreședinte al PMP Neamț, vreau să vă întreb, urmărind cam tot ceea ce faceți dumneavoastră la Neamț, am văzut o declarație de presă undeva a domnului președinte Dulamă, potrivit căreia duminică PMP Neamț asigură deplasarea cetățenilor basarabeni, adică care au dublă cetățenie și la noi și în Roman sunt câteva zeci. De astea la Bacău spre secția de votare. Eu nu vreau să iau din meritele domnului președinte Dulamă, pentru că am lucrat indirect la acest proiect, este inițiativa dumnealui personală la organizația de Piatra Neamț, da? Greșesc? Este o inițiativă comună, absolut. Da. Și noi am vrea să se materializeze și la Târgu Neamț, și la Roman, și la Asta vreau să spunem, de ce noi avem, noi de un microbus, sigur avem. Șefa de la Asociația Pro Basarabia și Bucovina este o profesoară de desen din Basarabia, căsătorită aici la noi. O să vă spun eu cum o cheamă. Ea are toate datele de contact a tuturor astea și s-ar strânge de un microbus cu siguranță. Noi am luat legătura cu președintele Asociației Pro Basarabia de la Piatra Neamț. Vă spun eu o să luăm în cursul zilei de astăzi și cu doamna de la Roma de aici, cu doamna Angel. Dacă dumneaei crede că putem fi benefici, Partidul Mișcarea Populară, așa cum am spus, vine în întâmpinarea celor care vor să meargă să voteze la Bacău, pentru că, repet, m-ați întrebat ceea ce vrem și ceea ce vrem să facem. Vrem ca Basarabia să se unească cu România și avem obiectiv de țară, noi cei din Partidul Mișcarea Populară, acest lucru. Eu între timp v-aș propune chiar să, dacă acesta este obiectivul dumneavoastră de țară, v-aș propune chiar să organizăm, să dedicăm una din emisiunile acestei electorale, să dedicăm întâlnirii cu această conducere a Asociației Pro Basarabia și Bucovina. Ar fi extraordinar dacă am face o emisiune de acest gen. Haideți să trecem la programul de astăzi. Deci obiectivul de țară a spus Basarabia. Da. Duminică se merge la Bacău, se votează. Să sperăm că unirea se va realiza. Am început cu acest obiectiv, da, pentru că m-ați întrebat și la nivel național ceea ce vrem să facem toți parlamentari, viitori parlamentari ai Partidului Mișcarea Populară.
Dacă ne întoarcem în județul Neamț, vreau să vă spun că Partidul Mișcarea Populară este în momentul de față singurul partid și am să vă dau doar două aspecte care trebuie punctate și colegul meu o să mai dezvolte și el puțin subiectul. Primul subiect pe care Partidul Mișcarea Populară proiect, dacă pot spune așa, viitorul parlamentar, este stoparea jafului din pădurile județului Neamț și oprirea tăierii ilegale sau poate pe undeva la limita legii a acestor păduri, acestor bogății pe care le avem la nivelul județului Neamț și, bineînțeles, reîmpădurirea locurilor care au rămas efectiv chele, ca să pot să mă exprim așa. Este un proiect al Partidului Mișcarea Populară și, cu siguranță, în viitorul Parlament vom ataca acea lege a tăierii pădurilor, pentru că știți prea bine, județul Neamț se află în primele 5 județe la nivel național, unde exploatarea lemnului a luat o amploare extraordinară în ultimii 5 ani. În altă ordine de idei, pentru județul Neamț vrem să creăm locuri de muncă, dar vrem să creăm locuri de muncă adevărate, nu numai să vorbim așa de a ne afla în treabă, pentru că suntem în campanie electorală, și aceste locuri de muncă nu se pot realiza decât prin investiții ale oamenilor potenți, atât din România cât și din străinătate și o spunem noi cei din Mișcarea Populară din crearea unor parteneriate cu instituțiile statului. Mă refer aici cu primării, Consiliul Județene și cu alte instituții care împreună cu acești parteneri privați pot crea locuri de muncă adevărate. Și cred că colegul meu, candidatul pe locul 1 la Senat, Dorin Antal, om de-a locului din Roman de aici și un bun catolic, dacă pot spune așa, vă poate spune mai mult despre aceste legături interțări, pentru că, din câte știu, are o, de ani de zile face naveta între Norvegia și România și a văzut cu siguranță ce înseamnă un mediu curat și un mediu privat care poate genera locuri de muncă. Este o problemă pe care o să o suniți în acest studio, poate la toate partidele, dar niciunul dintre partide și din contra candidații noștri, atât PSD-ul cu ALDE în căruța lor, pentru că pe zi ce trece vedem că jocurile par a fi făcute în a trage PSD-ul ALDE după ei, dar și PNL-ul cu sateliții care apar acum vor veni și vă spune că vor crea locuri de muncă, dar fără să puncteze concret ceea ce vor să facă. Și aș face o paranteză vis-a-vis de aceste promisiuni, pentru că nu putem, fiind în campanie electorală, să nu atacăm acea lege Dragnea cu cele 104 taxe care 102, care vor să fie scoase, fără a amenda această lege și a spune alegătorilor din județul Neamț și din zona Romanului că între 2012 și 2015 guvernul României condus de PSD a introdus 50 de noi taxe pe care acum se pare că vor să le transforme în 102, să le scoată. Nu ni se pare corect acest mod de a mitui electoratul. Astăzi la București a avut loc o dezbatere la Sada Radio privind mult discutata taxă de radio, care dacă ar fi scoasă, susțin cei care au participat la această manifestare și însuși președintele țării, ar însemna de fapt aruncarea celor două și a televiziunii și a radioului public în cârca bugetului și ce dai pe mere, ce e pe mere, dai pe pere. Da, este iar o măsură populistă care nu are argument financiar în spate, pentru că nu pot să vin acum să le spun alegătorilor că nu suntem de acord să fie scoase unele taxe, dar haideți să vedem, să găsim și soluția economico-financiară de a putea face acest lucru. Domnul Alta, dacă ar fi, ne-a să spuneați că, spunea domnul președinte, că faceți adesea naveta între România și țările nordice, respectiv Norvegia, dacă ar fi să apreciați acest fiscalitatea din țara, din România și asemenea țări, cum ați putea o aprecia? Care ar fi deosebirea? Ce ați aplicat de acolo din sistemul lor fiscal? Ok. Chiar dimineață răspundeam la niște întrebări la Ager Press în care spunea că dacă dumneavoastră o să fiți senator, ce o să faceți în mandatul dumneavoastră? Și eu am scris acolo, am spus acolo că
principalul lucru pe care îl voi face va fi proiectul de țara României, unirea cu Republica Moldova. Eu iubesc foarte, foarte mult Basarabia încă din 1990, când am fost prima dată acolo. Am foarte mulți prieteni acolo, naști de cununii și așa mai departe. Al doilea lucru la care mă pricep foarte bine și unde aș putea să ajut foarte mult este faptul că am cunoscut prin prisma celor două fete pe care le-am, am cunoscut foarte bine sistemul de învățământ din Norvegia și îmi place enorm de mult. Este un sistem bazat pe calitate. Fetele noastre lucrează în Norvegia? Nu lucrează, lucrează la liceu și la școală generală. Au 16 ani și 14. Sunt în Oslo, Norvegia. Și învață acolo. Deci am avut contact cu sistemul de învățământ prin prisma lor fiind la școală. Și sistemul de învățământ este bazat acolo pe calitate și nu pe cantitate, cum este la noi în țară. Și spuneam dimineață că aș vrea să lucrez unul la proiectul de țară, doi la schimbarea sistemului de învățământ, care este fantastic de greoi în România, și al treilea punct la care mă pricep foarte bine, asigurările internaționale. Deci de obicei, când mergi în Parlament, ai două, trei comisii în care ești arondat. Poți opta pentru una din ele. Ok. Acum dumneavoastră m-ați întrebat. Eu aș opta prima dată pentru proiectul nostru de țară. Dacă ar fi nevoie de mine acolo, eu aș merge în fiecare zi. Eu iubesc orașele Basarabia, iubesc oamenii, obiceiurile, locurile. E o zonă fantastică. Pe locul 2 aș merge pe sistem de învățământ, locul 3, exact în ordinea în care am spus. M-ați întrebat despre fiscalitate. Nu sunt un specialist în fiscalitate. Norvegienii spun că au o lege a fiscalității nazistă. Așa spune, nații. Deci spun așa pentru că sunt foarte mari taxele și impozitele de acolo și nivelul de trai cel mai ridicat din Europa, pentru că guvernul este corect și are de unde și cu ce să lucreze. Nu are nevoie de fonduri europene, ei nu sunt în Uniunea Europeană. Da? Au avut referendum de două ori și au refuzat să intre în Uniunea Europeană pentru că au văzut ce a pățit Suedia când a intrat în Uniunea Europeană. Deci să faci, cu întrebarea dumneavoastră continui, să fac o paralelă între fiscalitatea din România și fiscalitatea din Norvegia, sistemul nostru de taxe și impozite este mai scăzut, dar să nu uităm că este aliniat la normele europene. Deci nu mai putem să spunem că noi suntem într-un fel sau în alt fel, suntem aproape 100% la normii europene. Suntem un sistem de fiscalitate mai jos. Problema la noi nu este că nu avem legi bune și taxe. Problema este că nu colectăm taxe și impozite și când le colectăm, facem cu ele altceva decât ar fi necesar pentru țară. Rămânând în domeniul acesta geopolitic și în contextul internațional, m-ar interesa, pentru că am văzut ieșirile președintelui Traian Băsescu după alegerile din America, care este din punct de vedere al PMP-ului, al partidului pe care reprezentați, poziția pe care o va avea România după aceste alegeri? Influențează cu ceva faptul că guvernanții de la București ar fi dorit-o pe Hillary Clinton la asta, dar spre surprinderea noastră am văzut că a ieșit adversarul ei, Donald Trump. Vedeți dumneavoastră, ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite a fost totul un, dacă pot să vă spun așa, un extemporal la democrație, pentru că toată lumea s-a aștepta să iasă candidatul democrat, chiar sondajele o plasau în față cu 3-4%. N-a ieșit poate cine vroia, dar vreau să vă spun că din punct de vedere al Partidului Mișcarea Populară, parteneriatul cu Statele Unite și fiind membru NATO, nu cred că va fi afectat prea tare. Probabil vor fi discuții într-un alt mod, dar așa cum ați văzut în ultimele luni, foarte mulți soldați americani, dacă pot să spun așa, își practică și spun în funcțiune, dacă pot spune așa, în România, ceea ce am învățat mai bine. Deci nu cred că va fi afectat așa. Noi ne-am și speriat un pic pentru că
Când spun noi, spun populația, nu Partidul Mișcarea Populară. După declarațiile din campania electorală a lui Trump, am fost pus, România a fost pus în poziția de a spune, domnule, câtă securitate vei finanța, atâta vei avea. Adică ar trebui mărite. Să vedeți, discursul președintelui nou ales s-a modificat de la o zi la alta. Nu mai este chiar așa de furibund. Da, dar eu am văzut poziția domnului Aici voiam să intervin. Domnul președinte Băsescu a punctat perfect, cum o face de obicei, și a spus, mi-a plăcut această campanie electorală de la americani, că a dovedit că nu s-a așa, noi nu avem campanii electorale atât de josnice, atât de murdare, cum poate să o facă cea mai democrată țară din lume. Deci a fost fenomenal într-o emisiune cu câteva serii. Și altfel, schimbarea de poziție, deci unul l-am văzut pe Donald Trump în timpul campaniei electorale, ați văzut ce față, aproape îți venea să-l detești. Circ, doamna profesor, circ. Așa, și alta a fost în ziua discurs. Când a devenit sobru, că știa că e președinte. Da, păi, a făcut circ, ceea ce place poporului, cum era de pe timpul Romei antice, dați oamenilor pâine și circ, a dat pâine și circ, a zis că face un zid, că nu mai vin mexicani, deci e o mare ipocrizie acolo. Să ne întoarcem la merele noastre. La merele noastre, exact. Pentru că, spuneți-mi, în condițiile în care doreanța dumneavoastră că Traian Băsescu să ajungă premier al României s-ar putea materializa, ce va aduce bun în viața noastră a cetățenilor români? Și cum îi convingem noi pe cetățeni să voteze la neamț PMP-ul? Pentru că dacă intrați în Parlament, veți putea, știu eu, ajunge într-o majoritate parlamentară, se va vedea ceva. În primul rând, noi dorim ca cetățenii județului Neamț să voteze PMP-ul și mărul, așa cum spuneați, pentru că avem cea mai bună opțiune în momentul de față pentru funcția de premier a României. Și când spun acest lucru, spun nominalizarea Traian Băsescu printr-o negociere care se va face după alegerile din 11 decembrie. Ne bazăm în primul rând pe experiența președintelui Băsescu și experiența acumulată în cei 10 ani de președinție, experiența acumulată în cei 4 ani de primar al capitalei României, a Bucureștiului, și credem că toată această experiență nu poate fi pus decât în folosul și în favoarea cetățeanului. Așa cum am spus, dacă vă uitați la celelalte partide, nu vedem mari nominalizări de premier, dacă pot spune așa, să folosesc un termen din artă. Traian Băsescu este singurul politician și singura opțiune, după părerea noastră, și a foarte mulți oameni care nu fac politică. Să știți că m-am întâlnit pe stradă cu oameni care unii poate erau băsiși cu adevărat, unii care n-au mai făcut politică și chiar îmi spuneau, domnule, n-am votat, dar acum, după ce am văzut la televizor și în această săptămână cu rezultatul din Statele Unite, dar și ceea ce vede în fiecare seară pe televiziunea națională, va merge și va vota PMP-ul, pentru că crede că Traian Băsescu este în acest moment, așa spuneau oamenii, cel mai bun politician și cea mai bună variantă pentru România de prim-ministru. Noi așteptăm pe toți cei care ne urmăresc să vină să voteze mărul. Pot să vă spun că a fost tragerea la sorți și ne găsesc pe buletine atât la Senat cât și la Camera Deputaților pe poziția 8-a. Deci suntem la numărul 8. Semnul electoral l-ați văzut, pentru că Merișorul Verde am ieșit și în stradă și am împărțit mere în precampanie, ceea ce a fost un la fapt... emisiunile viitoare, sigur, vom avea și pe masa studioului acel corp de mere care am uitat astăzi să-l ne caracterizează. Aducem. La fiecare conferință de presă avem un coș cu mere. O să-l avem la emisiunile următoare, vă promitem. Și noi așteptăm, mulțumim, așa cum am spus, foarte mulți băsiști, foarte mulți nehotărâți, foarte mulți oameni, și vreau să punctez aici un pic, pentru că suntem în zona Romanului și aici a fost o zonă preponderent pedelistă, să nu uităm că toate investițiile care au fost aduse în Roman și în jurul municipiului au fost făcute pe vremea PDL-ului, pe vremea lui Traian Băsescu, și e bine de știut și spus, pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt pediști vechi,
au fost valul i-a dus poate în acest mare și umflat PNL și pot să vă spun că îi așteptăm acasă cu drag. Avem sediu partidului în Roman, chiar dacă vor să fie numai simpatizanți, poate nu mai vor să facă politică, îi așteptăm în cabinele de vot pe 11 decembrie să voteze proiectul început de PMP, de Traian Băsescu, și să voteze mărul verde, așa cum spunea și dumneavoastră. Domnul Antal, spuneați și la lansarea care a avut loc la Roman și pe care noi am transmis-o în direct și a fost atât de vizualizată. Mulțumesc! De fapt, în opinia mea, a fost una dintre cele mai bune conferințe de presă ca mod de organizare și modul sintetic în care ați reușit să comprimați așa fel încât să ne încadrăm în timpul pe care l-aveam noi alocat. Da, a fost o presiune cu timpul acolo, da. A fost o presiune cu timpul pentru că noi lucrez foarte bine sub eu lucrez foarte, foarte bine direct, sub presiune. Da, avem o bandă închiriată, noi discutăm înainte cu interlocutorul nostru și spunem cât va dura lansarea dumneavoastră. Și dumneavoastră spuneți jumătate de oră, ori, și atunci noi vă spunem în cât timp trebuie să vă încadrați, pentru că banda aceea are anumită lungime. Haideți să ne întoarcem, că nu mai avem decât 4 minute. Vi le ofer să le dumneavoastră să vi le gestionați. Pe ce mesaje credeți că veți avea de transmis? Domnul Lamă, 2 minute dumneavoastră, domnul Antal, 2. Mesajul cred că a fost de la început emisiune până la sfârșit. Partidul Mișcarea Populară este singurul partid de dreapta din România care vrea să schimbe clasa politică din România. Este singurul partid din România care își dorește unirea Basarabiei cu România, este singurul partid din România care își dorește ca referendumul 300 din 2009, referendum validat de peste 7 milioane de români, să fie pus în aplicare, pentru că ați văzut nici PNL-ul, nici PSD-ul, nici eu știu, celelalte partide arondate acestor două mari forțe politice, nu își dorește ca viitorul Parlament să fie de 300, pentru că am văzut răspunsul, a venit prin acea nominalizare de liste atât la PSD cât și la PNL. Aceiași oameni care îi vedem de 4-5 mandate prin Parlament, aceiași oameni care vor să aibă continuitate, probabil gândindu-se la acele pensii speciale. Eu invit pe toți romașcanii și pe toți cei din comunele arondate, indiferent de variantă sau opțiune politică, dar în primul rând pe cei nehotărâți, pe băsiști adevărați, să vină pe 11 decembrie să voteze mărul, să voteze Partidul Mișcarea Populară. Domnul Andal, alte 2 minute le aveți dumneavoastră. Mulțumesc frumos, doamna profesor. Eu o să mă continui discursul care l-am avut vineri în fața celor 141 de oameni. Apropo, acolo în sală au fost 141 de oameni din 22 de comune din jurul Romanului și din Roman. Sper ca și contra candidații noștri să reușească așa să creeze un eveniment de asemenea proporții. Și o să spun că nu doar îmi doresc, ci o să lupt toată viața mea în continuare pentru binele oamenilor. Nu o spun la modul general. Multă lume îmi scrie pe Facebook și îmi spune să dea Dumnezeu să poți să faci fapte bune, că tu ești un om bun, deci lumea poate să intre pe contul meu de Facebook, Dorin Antal, să vadă lucrurile astea. Îmi doresc pentru în cel mai mult îmi doresc și o să muncesc ca economia să fie ok în România, să fie locuri de muncă foarte bine plătite ca să putem să ne aducem acasă pe cei dragi nouă care se chinuie în străinătate. Pentru că acum eu merg mult afară și știu că oamenii nu mai câștigă cum câștigau. E o criză fantastică afară și o să ne aștepte și pe noi chestia asta. Dar îmi doresc să punem umărul și să reușim împreună să-i aducem acasă pe cei dragi nouă. Eu vă mulțumesc, stimați invitați, pentru prezența în emisiune. Reamintim telespectatorilor noștri că i-am avut în studioul emisiunii România Votează pe domnul Laurențiu Dulanu, președinte al PMP Neamț, și pe domnul Dorin Antal, prim vicepreședinte,
mi-a rămas prin vicepreședinte al PNEAMț, primul candidat pe loc întâi la Camera Deputaților, cel de-al doilea pe loc întâi la Senat. Cu dumneavoastră o să ne vedem de cel puțin două ori pe săptămână, așa că, stimați telespectatori, rămâneți în continuare, plus la evenimentele generate de partid. Așa că, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru interesul care ne-ați urmărit. O zi bună! La revedere! La revedere.